Încă o dată, părintele paroh Ciprian Dragomir de la Biserica Fundeni din municipiul Câmpulung a reușit să îi ajute pe cei aflați în necaz. Persoanele afectate de inundații din județul Galați au primit darurile mușcelenilor. Au fost strânse alimente neperisabile, apă plată, îmbrăcăminte, pături, produse de igienă, dar în special materiale de construcții. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Îi aduce mulțumire bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să ducem colecta consistentă a Eparhiei Argeșului și Mușcerului la uh, oamenii inundați din uh, Slobozia Conachii și Cudalbi. Astfel, de la Câmpulung am pornit cu patru camioane pentru că am primit multe daruri. Atât de la dumneavoastră, privitorii și ascultătorii care au dorit să aducă daruri aici, la biserica Fundeni, fie perne, fie pilote, fie alimente, fie detergenți. Apoi, din bănuți, am reușit să cumpărăm și încălțăminte, să mai cumpărăm materiale de construcție să le ducem acolo, dar au fost și patroni care au oferit alte materiale de construcție, apă și respectiv două camioane de cherestea. Și au fost toate foarte bine primite acolo pentru că uh, au putut să uh, mulțumească pe cât mai mulți dintre oamenii zonei. Abia acum s-au strâns toate uh, paturile și dulapurile și uh, pernele pilotele și saltelele lor distruse, s-au strâns de la poartă și s-au dus la o groapă de gunoi și acum se poate cât de cât circula prin zonă și acum începe efectiv ca să se adune oamenii și din punct de vedere sufletești și trupesc să-și repare uh, casele și respectiv să înceapă să le mobileze și să uh, uh, apoi să, să locuiască în ele peste iarnă uh, și cu darul lui Dumnezeu iată din eparhia Argeșului plus colecta care s-a făcut în parohii și din acea colectă, părintele consilier social a mers cu două mașini pline de detergenți și de produse de igienă. Am reușit să producem o mare bucurie oamenilor locului și, de asemenea, să avem și noi bucuria că am putut contribui cu ceva. Acum vă așteptăm cu drag și la colecta obișnuită din data de 16 octombrie, în care primim și haine, dar. Nu putem să mergem la oameni doar cu haine. De asemenea și alimente și detergenți să-i bucurăm și pe cei din uh, alte zone. Doamne ajută! Credincioșii mușceleni sar în ajutorul celor aflați în nevoie de fiecare dată când preoții bisericilor organizează câte o acțiune de caritate.